încep meciurile amicale pentru FC Câmpia Turzii. Astfel, grupa Under 15, antrenată de Cătălin Iurian, va disputa vineri 9 februarie un meci amical în compania celor de la LPS Sebeș. Meciul se va desfășura la Sebeș începând cu ora 18:30. Este primul meci de verificare pentru elevii lui Cătălin Iurian, după o perioadă de iarnă în care au avut loc antrenamente specifice perioadei. Grupa Under 15 de la FC Câmpia Turzii a terminat anul 2023 pe locul 4 cu 19 puncte acumulate.